Piața muncii din Buzău înregistrează un trend ascendent. Rata șomajului a scăzut treptat pe parcursul anului trecut, astfel că și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut de unde alege. La finalul anului 2018, numărul șomerilor era de peste 12.000, dar cei mai mulți dintre ei sunt beneficiari ai venitului minim garantat. Această cifră situează Buzăul în topul județelor cu cele mai ridicate rate ale șomajului. La luna ianuarie 2018, unde rata șomajului a fost de 8,56%, acum e 7,21%. Am pornit în ianuarie cu aproape 15.000 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, acum avem 12.474, citind de pe o bucățică de hârtie, concret. Din punct de vedere este bine. Din punct de vedere al clasamentului la nivel național, nu e bine, pentru că de pe un nefericit loc 3, în topul județelor cu cea mai mare rata șomajului, suntem undeva pe locul 5 sau 6, acum să vedem linia finală trasă la decembrie, în ianuarie. Nu este bine. Dacă ar fi să privim din punct de vedere al numărului de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, respectiv avem 1531 de persoane aflate într-o formă de șomaj indemnizat. Anul trecut a adus schimbări în rândul angajatorilor. Din cauza lipsei de personal calificat, agenții economici din domenii precum construcții sau agricultură au renunțat la disponibilizările sezoniere. Aceștia se tem că nu vor mai găsi persoane dornice să lucreze, așa că preferă să mențină angajații în câmpul muncii chiar și iarna. Reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă spun că astfel de decizii se vor menține și în 2019. Totodată, până la finalul acestui an, estimările arată că rata șomajului va mai scădea, iar oferta locurilor de muncă va fi mai bogată. Reconizăm că undeva la 6,5 rata șomajului la 31 decembrie 2019, dacă nu vor fi altfel de sincope în economia județului Buzău, și nu văd ce sincope ar putea fi, decât dezvoltarea economică, nu undeva probleme pe domeniul economic. În prezent, Buzăul se află pe locul 5 în topul județelor cu cea mai mare rată a șomajului.